Dieu, nous reconciliez. Astăzi, pe ordinea de zi, avem 7 puncte. Vom da citirii celor 7 puncte. Zimuitarea. Da. Vineri 6-8-2021 la 10, suntem invitați pentru a participa la ședința extraordinară a Consiliului Local Urbei, județul Bacău, care se va desfășura în sala mare de ședințe a Primăriei Comunei Urbei, din satul Orben, strada lui 178, Comuna Urbei, județul Bacău, unde va fi supus analizei și dezbaterii următorul proiect al ordinii de zi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al Comunei Urbei, prin trimestru, pe trimestru al doilea inițiator primar Costache Popa. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Urbei, județul Bacău, inițiator Popa Costache. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului Comunei Urbei, datată de 31.12.2020, inițiator primar Popa Costache. 4. Proiect de hotărâre privind primirea OAT-ului Mereș Bistrița în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIP și modificarea actului constitutiv al statului, al statutului acestuia, inițiator primar Popa Costache. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip prezidențial a persoanei cu handicap, inițiator Popa Costache, primar. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL-ului numărul 26 din 29.11.99 privind aprobarea inventarierii bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Urbei, județul Bacău, de către Consiliul Local Urbei. Ultimul punct, 7. Proiect de hotărâre privind încheierea contractului de constituire a dreptului de uz și servitute pe proprietatea publică privată în vederea instalării, inițierii, înlocuirii sau mutării rețelelor publice de comunicații electronice sau elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora cu SCE Orange România S.A. în vederea realizării lucrării. Constituire rețea fixă de telecomunicații FIT Orange asupra terenului în suprafață de 627 metri pătrați situat între intravilanul și extravilanul Comunei Urbeni și accesul la 23.897 al traseu fibră optică aeriană. Da. Acesta este ordinea de zi. Pentru început, dăm cuvântul domnului secretar pentru a citi procesul verbal la ședința, de la ședința anterioară. Bună. Voi da citire procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Urban Județul Bacău din data de 5 iulie 2021. Astăzi, 5 iulie 2021, are loc început cu ora 9 și desfășurare în sala de ședință a Primăriei Comunei Urbeni din satul Urbeni, strada lui numărul 178, Comuna Urbeni, Județul Bacău, ședința ordinară a Consiliului Local, unde vor fi supuse analizei și dezbaterii următorul proiect al ordinii de zi, cu participarea tuturor consilierilor locali din cadrul Consiliului Local Urbei. În deschiderea ședinței de astăzi are cuvântul președintele de ședință care dă citire proiectului ordinii de zi. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare proprietate imobiliară, construcție dispensar medical uman Sculta, inițiator primar Popa Costache. 2. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitație publică a spațiului cu destinație de cabinet medical situat în incinta dispensarului medical uman din Comuna Urbeni, sat Sculta, strada principală 702, județul Bacău, către cabinet medical individual Dr. Demșa Gabriel Angela, inițiator primar Popa Costache. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a imobilului teren plus construcție aparținând domeniului public al Comunei Urbeni, județul Bacău, situată în incinta dispensarului uman din Comuna Urbeni, sat Scurta, strada principală numărul 702, județul Bacău, inițiator primar Popa Costache. 4. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile august, septembrie, octombrie, inițiator primar Popa Costache. Se solicită intervenții, se supune la vot proiectul ordinii de zi în forma prezentată, se votează în unanimitate pentru materialul în această formă. Are cuvântul secretarul general al Comunei Urbeni, județul Bacău, care informează consilierii cu privire la faptul că toate proiectele înscrise pe ordinea de zi sunt însoțite de referatele de aprobare, rapoarte de specialitate, alte documente aferente și avizele celor trei comisii de specialitate. Are cuvântul secretarul general al Comunei Urbeni, județul Bacău, care dă citire procesului verbal al ședinței anterioare. Se solicită intervenții,
Domnul Monaru Dan Constantin, rog să se conțineze faptul că la punctul 3 de pe ordinea de zi, eu m-am abținut. Se supune la vot, se votează în unanimitate pentru materialul în forma prezentată. Se trece la înălțarea de spatele a punctului 1 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare proprietate imobiliară, construcție, dispensar medical uman scurt, a inițiator primar Popa Costache. Are cuvântul primarul Comunei de Județul Bacău, care dă citire materialului aferent. Domnul președinte, solicită citirea raportului de avizare de către fiecare președinte, se solicită intervenții, nu sunt solicitări, se supune la vot, se votează în unanimitate pentru materialul în forma prezentată. Se trece la analiza și dezbaterea punctului 2 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitație publică a spațiului cu destinație de cabinet medical situat în incinta dispensarului medical urban din Comuna Urbeni sau Scurtastră, la principalul numărul 702, Județul Bacău, către cabinet medical individual Dr. Demșa Gabriela Angela, inițiator primar Popa Costache. Are cuvântul primarul Comunei Urbeni, Județul Bacău, care de citire materialului aferent. Domnul președinte solicită președinte de ședință solicită citirea raportului de avizare de către fiecare președinte, se solicită intervenții. Domnul Popa Nicolae, cine va plăti utilitățile apa, curentul, cablu? Domnul primar, utilitățile vor fi plătite de către persoana care beneficiază de spațiu, în mod firesc, în speță doamna doctor, aspect care va fi consemnat și în contractul încheiat. Se solicită noi intervenții, primarul Comunei Urbeni. Motivat de faptul că proiectul a oferit și posibilitatea achiziționării unor dotări, acestea au fost achiziționate, sunt depuse în spațiu și urmează să fie montate pe poziție. Domnul Fantu Viorel, de ce perioada este de 17 ani? Domnul primar, perioada este cu siguranță până la pensionarea doamnei. Se solicită noi intervenții, nu sunt solicitări, se supune la vot, se votează în unanimitate pentru materialul în forma prezentată. 3. Se trece la analiza și dezbaterea punctului 3 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea închiriei de prin licitație publică a imobilului teren și construcție aparținând domeniului public al Comunei Urbeni, Județul Bacău, situată în incinta dispensarului uman din Comuna Urbeni, s-a scurt la strada principală numărul 702, Județul Bacău, inițiator primar Popa Costache. Are cuvântul primarul Comunei Urbeni, Județul Bacău, care de citire materialului aferent, are cuvântul secretarul Comunei Urbeni, Județul Bacău, care de citire materialului aferent. Domnul președinte de ședință solicită citirea rapoartelor de avizare de către fiecare președinte în parte. Se solicită intervenții, nu sunt solicitări, se supune la vot, se votează în unanimitate pentru materialul în forma prezentată. 4. Se trece la analiza și dezbaterea punctului 4 de ordinea de zi, proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile august, septembrie și octombrie, inițiator primar Popa Costache. Se solicită intervenții, are cuvântul domnul Popa Nicolae, care îl propune pe domnul Palantie Iftime. Se solicită noi intervenții, nu sunt solicitări, se supune la vot, se votează în unanimitate pentru materialul și propunerea în forma prezentată. Domnul președinte de ședință declară închise lucrările prezentei ședințe. Președinte, răspunde. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Procesul verbal. Procesul verbal. Să abțin cineva? Împotrivă? Începem ședința, începem cu primul punct. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al Comisiei Urbeni pe trimestrul al doilea, inițiator domnul Popa Costache. Vă dau cuvânt. Da. Având în vedere prevederea articolul 49 alineatul 12 din legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completări ulterioare, legea numărul 15/2021 a bugetului de stat de anul 2021, articolul 129 alineatul 1 alineatul 2 litera B, alineatul 4 litera A și articolul 196 alineatul 1. În ordonanță de urgență a Guvernului numărul 57/2019 din codul administrativ, după încheierea fiecărui trimestru din anul curent, avem obligația de a prezenta Consiliul Local Urban execuția bugetară. Și o să dau citire câtorva cifre realizărilor și nerealizărilor la nivelul trimestrului 2 din anul 2021, a bugetului de venituri și cheltuieli. Și o să încep cu secțiunea de funcționare, unde la venituri prevederile bugetare anuale inițiale au fost în sumă de 2.258.100. Prevederile bugetare pe trimestru cumulat 2.258.100. Încasări realizate 2.572.011 lei. Procent 113% de pierdere cumulat. La capitolul cheltuieli secțiunea de funcționare, avem prevederi bugetare în sumă de 2.258.100.
la trimestrul 2, 2.258.100. Încasări plăți realizate, 1.797.843 de lei. Ca și procent realizat din prevederi, 79.60%. Excedent, 774.168 de lei. La secțiunea dezvoltare, ca și venituri prevăzute în secțiunea dezvoltare, prevederi bugetare anuale inițiale, 2.020.000, prevederi bugetare trimestrial cumulat definitive, 2.020.000, încasări realizare plăți efectuate, 1.249.432 de lei, procent realizat din prevederi trimestrul cumulat, 61.46%. Capitolul cheltuieli, secțiunea de dezvoltare, prevederi bugetare anuale inițiale, 2.467.024 lei, prevederi bugetare trimestrial cumulat definitiv 2.464.024, încasări plăți realizate, efectuate, 1.249.432 de lei, 50% prevederi, din prevederi realizate. La capitolul surse autofinanțate, sursa E, avem venituri bugetale prevăzute inițial 299.000, prevederi bugetare trimestrul cumulat 299.000, realizare 183.817 lei, procent realizat 69.40%. La capitolul cheltuieli, cu 299.000 prevederi bugetare inițiale, anuale, prevederi bugetare trimestrul cumulat definitiv 299.000, realizări 174.074 de lei, procent 58.20%. O să dau citire și proiectului de hotărâre. Privind aprobarea execuției bugetului local al Comunei Orbeni pe trimestrul 2 din anul 2021. Deci Consiliul Local al Comunei Orbeni de Bacău, având în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Orbeni, la proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare al Comunei Orbeni pe trimestrul 2 din anul 2021, articolul 7 al mediatul 13 din legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică republicată, în conformitate cu prevederile articolului 49 al liniatul 12 din legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările de interioare, legea numărul 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021, în baza articolului 129 alineatul 1 alineatul 2 litera D și alineatul 4 litera A și articolul 196 alineatul 1 litera A din ordonanța de urgență a guvernului numărul 57/2019 din codul administrativ, hotărăște articolul 1. Se aprobă execuția bugetului local al Comunei Orbeni pe trimestrul al doilea din anul 2021, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, și articolul 2, cu ducerea de prindea prezentului hotărât, se încredințează primarul Comunei Orbeni. Vă mulțumesc. Aveți și încă materialul citit, domn primar. Puteți lua cuvântul. Dacă nu, supunem la vot. Punctul 1. Cine este pentru? Majoritatea. Împotrivă. Cineva? Majoritatea de voturi s-a aprobat. Punctul 1. Trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Orbeni pentru Bacău. Inițiator pentru o privare. Vă dau cuvântul, domnule. O să prezint raportul compartimentului de specialitate privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al UAT Orbeni de Bacău din luna august 2021. În baza prevederilor legii numărul 15 din 8/3/2021 a bugetului de stat, așa, legii numărul 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completări ulterioare, legea 571/2003 privind codul fiscal cu modificările și completările ulterioare, nota de fundamentare a compartimentului de venituri și cheltuieli în cadrul primăriei Orbeni, bugetul de venituri și cheltuieli al UAT Orbeni va suporta următoarea rectificare. Pe partea de venituri, bugetul de venituri din sume alocate de bugetul AFIR cod 4331 plus 480401 a fost suplimentat cu suma de 6.400.000 de lei. Pe din venituri proprii,
55,60 lei, venituri din fondul de intervenție al Guvernului, 60.000 de lei, finanțarea din Programul Național de Dezvoltare Locală, 249.000 lei, sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, 27.000 lei, sume repartizate din fondul la dispoziția Consiliului Județean, 21.000 lei. Total venituri, influențează bugetul de venituri al Comunității Administrative Teritoriale Vorbeni, 419.000 de lei, care au fost repartizate pe capitolul de cheltuieli după cum urmează. La capitolul 5102, Autorități Publice și Acțiune Externă, parte de bunuri și servicii, s-au suplimentat cu 3.000 lei la telecomunicații, poștă, TV, internet și cu 59,60.000 lei la alte cheltuieli cu bunuri și servicii, alineatul 20-30-30. Total capitolul 51, 62,60.000 lei. Capitolul Învățământ, pe partea de asistență socială, la capitolul Ajutoare Sociale în numerar, la titlul 570201, am suplimentat bugetul, adică am suplimentat, am alocat suma de 7.000 lei premii pentru elevii cu rezultate deosebite la învățătură. Sunt acele premii pe care le acordam anual. Dar dintr-o mică eroare, n-am reușit să le cumprim din bugetul inițial. Nu am scăpat, pur și simplu. Și am zis că ar fi păcat ca și anul acesta, dacă tot putem, să alocăm. Sunt un număr de 42 de copii, din care 7 cu media 10 și vreo 34 sau 33 cu media cuprinsă între 9,50 și până în 10. Și am zis așa, dacă se vede și dumneavoastră de acord, să le alocăm. Cei cu media 10, 200 de lei. Suma, ca să stimulăm pe cei care beneficiază de rezultate foarte bune în învățătură și cu 150 de lei pe cei care au între 9,50 și până 10. La cheltuieli de capital, suma de 249.000 lei, sumă provenită de la Ministerul Dezvoltării pentru construirea obiectivului de investiții, grădiniță cu 300 de grupuri în satul Scurca. Și la partea, tot la investiții, 6,40.000 lei, sume alocate pentru reabilitare termică școala clasele 1-8-2. Dacă vă amintiți, într-una din ședințele Consiliului, am mai discutat cifrele de bugetul local și dacă nu greșesc chiar la construirea bugetului, pe obiectivul de investiții reabilitare termică, am alocat o sumă mai mică, cu vreo 30 și ceva de mii de lei, motivat de faptul că ele au fost direcționate către achiziția de costume populare, iar pe măsură ce recuperăm sumele de la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor în spațiul rural, să completăm golul la obiectivul respectiv de investiții. Și următoarea ședință, când o să primim suma următoare, la rectificarea cealaltă, o să venim în completare și atunci acoperim tot necesarul ca și partea noastră de cofinanțare pentru realizarea acestui obiectiv. E vorba de școala numărul 1 Orden, reabilitare termică și cea mai importantă. Deci total sume la capitolul 65 alocate, 262.040.000 lei. La capitolul 6802, asigurări și asistență socială, am suplimentat cheltuielile cu salarii în bani cu 25.000 de lei pentru asistenții personali. Suma cu asistenții personali pe care am alocat în bugetul inițial a fost o sumă estimativă pentru că aici cresc. Nu putem ști niciodată, că nu e o cheltuială fixă, câți asistenți personali sau beneficiari de indemnizații de persoane cu handicap avem în cursul anului. Pentru că apar de la unul la altă, fie scad, fie cresc. Dar în cazul nostru au crescut. Și atunci au crescut și cheltuielile. Că nu putem interzice plata atâta vreme cât vin cu documente care spun că e nevoie să ne asigurăm cheltuielile. Și sunt câteva. Am mai suplimentat cu 0,5.000 lei cheltuielile cu carburanță și lubrifianții la centrul de zi. Partea de ajutoare sociale de numerare am diminuat-o cu 1,50.000 lei. Noi, aici e vorba despre dosarele care le-am întocmit pentru cei care împlinesc 50 de ani de căsătorie. Din ce am estimat, n-am găsit decât două familii. Una din Orbeni și una din Scurta. Am avut aici alocat, cred că, 2.500 de lei. Nu? Rămâne 1.000 de lei care urmează să o plătim. Celor două familii, de 500 de lei pe familie și 1.500 de lei care i-am redirecționat. Total capitol 24.000 de lei. La locuinții Serviciului de Dezvoltare Publică am suplimentat cu 10.000 de lei, cheltuiala cu energia,
La capitolul 84, drumuri și poduri, e vorba de cele 60.000 de lei care au venit din fondul de rezervă al Guvernului, repartizate prin hotărâre de Guvern, 60.000 de lei. Deci total cheltuieli 419.000 de lei. Bugetul de venituri și cheltuieli aluate, vorbim pentru anul 2021, va avea următoare formă. Venituri proprii, total an, 1.369,60 lei, repartizate în trimestrul 1, 241.000, în trimestrul 2, 633.000, în trimestrul 3, 456.60 lei și în trimestrul 4, 39.000 lei. Sume defalcate prin taxa pe valoare adăugată, pe total am 3.560.000 lei, în trimestrul 1, 1.074, 2.786, 3.986, 4.714. Cote defalcate din postul pe venit, total am 1.435.000, repartizate în trimestrul 1, 347,25.000 lei, în trimestrul 2, 347,25.000 lei, în trimestrul 3, 395,25.000 lei, în trimestrul 4, 345,25.000 lei. Subvenții de la alte nivele ale administrației publice din care finanțare PNPL 1.083,60 lei, repartizate în trimestrul 1, 834,60 lei, în trimestrul 3, 249.000 lei. Finanțare AFIR 6,340.000 lei total an, repartizate în trimestrul 3, 6,40.000 lei. Și votul de intervenție al Guvernului 60.000 de lei total an, repartizate în trimestrul 3. Total venituri 7.538,90 lei total an, repartizate în 2.511,85 lei, trimestrul 2, 1.766,25 lei, trimestrul 3, 2.147,55 lei și trimestrul 4, 1.113,25 lei. Total cheltuieli 7.890,90 lei pe total an, 2.475,125 total trimestrul 1, 2044,499 trimestrul 2, 2329,5526 trimestrul 3 și 1041,75 trimestrul 4. Față de cele arătate mai sus, vă rugăm să analizați și să dispuneți emiterea unei hotărâri în vederea bunei desfășurări activității în OAT-ului de. O să citești proiectul de hotărâre. Privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Ordeni pe luna august 2021, primarul Comunei Ordeni Jetru Bacău, în baza prevederilor articolului legii 273/2006 modificată și actualizată în legea 2011, legea numărul 15 din 8-a 3-a 2021 de stat, în baza articolului 129 alineatul 1 alineatul 2 litera B și alineatul 4 litera A și articolul 196 alineatul 1 litera A din nou buget numărul 57/2019 din codul administrativ, propune. Articolul 1. Se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 după cum urmează. Bugetul de venituri și cheltuieli al OAT Orbel pentru anul 2021 va avea următoarea formă. Și tabelul care nu știu dacă e nevoie să mai citesc. Articolul 2. Se propune spre aprobare suma de 7.000 lei necesar pentru premierea elevilor cu rezultate deosebite la învățătură. Articolul 3. Se propune actualizarea și completarea listei obiectivelor de investiții conform anexei 1 la prezenta hotărâre. Articolul 4. Sumele înscrise în bugetul pe anul 2021 vor avea baza legală de efectuarea acestor și vor fi stabilite prioritățile în angajarea cheltuielilor. Articolul 5. Primarul Comunei Orbeni, prin aparatul de specialitate, va duce la nivel prezent la hotărâre. Articolul 6. Prezent la hotărâre se comunică primarul Comunei Orbeni, contabilul instituției prefectului de Tuzlacu și se afișează în locul special angajate prin grijă a secretarului. Cum asta ar fi. Dacă doriți, pe lângă citirea materialului care avem discuții, dacă nu o să punem la vot. Cine este pentru materialul citit? În momentul de vot, punctul 2 a trecut. Trece la punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului Comunii Orbeni la data de 31.12.2020, inițiator tot domnul primar Popa. Aveți cuvântul domnului. Aveți și dumneavoastră în mapă și am mai și discutat pe marginea subiectului de patrimoniul Comunii Orbeni. Ceea ce aveți dumneavoastră în documente acolo și ce avem și noi și vom prezentat,
Este vorba de tot un centralizator care ne arată din ceea ce e format patrimoniul whatever bem. E nevoie să citesc, să recitesc toate cifrările și toate elementele astea, dacă nu trec direct la proiectul de hotărâre, care pe lângă albiet, în preambul, deci proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului inventarii patrimoniului Comunei Orden la data de 31.12.2020. Consiliul Local al Comunei Orden, județul Bacău, având în vedere referatul primarului la proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatului inventarii patrimoniului Comunei Orden la data de 31.12.2020, raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Orden, procesul verbal numărul 6611 din 30-12 al Comisiei de Inventariere privind rezultatele finale ale inventarierii patrimoniale ale a Comunei Orben din data de 31-12-2020, prevederea articolul 7 din legea contabilității numărul 82-91, republicată cu modificările și completările ulterioare, prevederile OMF numărul 2861-2009 privind aprobarea normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natură activelor, datoriilor și capitalului proprii, prevederile articolului 289 din Ordonanța de Urgență a Guvernului, numărul 57/2019 din Codul Administrativ, în temeiul articolului 129 aliniatul 1, aliniatul 2 litera B și aliniatul 4 litera A și articolul 196 aliniatul 1 litera A din Ordonanța de Urgență a Guvernului, numărul 57/2019 din Codul Administrativ, propune. Articolul 1. Se propune spre aprobare rezultatele inventarierii patrimoniului Comunei Orbe la data de 31-12-2020, conform anexei 1 și 2, care fac parte din prezent. Articolul 2. Se propune spre aprobare casarea automobilor marca Dacia 1307 cu număr de matriculare Bacău 82 DPC, respectiv Dacia Logan cu numărul de matriculare Bacău 97 deoarece 09-96, deoarece aceasta nu mai poate fi folosită datorită gradului ridicat de uzură. Cu ducerea în deprinderea prezintei hotărâri, se îndreptează primarul Comunei Ordene. Și așa mai departe. Da, e vorba de cele două mașini. Primul Logan, care l-a avut primăria, dar pe 09, nu? Greșesc, care e 09, nu? O greșe trece, da, nu? Și papucul de la centru. Mașini care nu mai pot fi pus în circulație, care impun cheltuieli mari și nu se merită. Ne putem face de astfel serviciu fără niciun fel de probleme, că avem cele trei autoturisme primite cu titlul gratuit de la Serviciul de Informații Externe. Am încercat modalități ca cele două mașini să le putem preda la o firmă de specialitate cu care să ne putem, să le putem înlocui, am zis noi, cu o mică camionetă care ne-ar fi de mare folos. Dar se pare că persoanele juridice nu se încadrează în astfel de categorie. Ce o să facem cu ele, nu știu ce o să facem. O să-i dăm la fier vechi, să le dumneavoastră. O să găsim soluția cea mai avantajoasă. Dar se pare că avantajos e doar găsim o soluție să scăpăm de ele. Că din casat prea mulți bani pe ele, să facem oarecum venituri, nu știu ce soluție putem găsi. Am vrut cu cei la de marci, vreau să le ducem, să le predăm și să ne înscriem pentru cum am mai spus, o camionetă care mi-a fi de folos aici, nu putem mișca, să mai facem treabă. Da? Vom vedea. Dacă aveți alte soluții, să mă rog, propune, suntem de acord. Dar trebuiau scoase casate, știți toate de circulație. Dacă am dat le mai ținem așa. Nu găsim cea mai bună soluție. Discuții, dacă doriți, marginea materialului. Dacă nu, se punem la vot punctul 3. Cine este pentru? Potrivă, se abține. Majoritatea de voturi s-a rezolvat și punctul 3. Trecem la punctul 4 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind primirea OAT Bereș Bistrița în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare și Comunicare a Bacău, ADIB și modificarea actului constitutiv al statutului acestuia. Inițiator, tot domnul primar. Aveți cuvântul. O să rog domnul secretar. Da. Prin adresa 622 din 15 iulie 2021 mi s-a dus la conștiință faptul că la nivelul unității administrative teritoriale Berești-Bistrița
În urma adoptării unei hotărâri din partea Consiliului Local Bărești-Bistrița, numărul 20 din 18.06.2021, cât și în baza prevederilor articolului 13 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, mi se adresează rugămintea de a supune la rândul nostru aprobării o hotărâre în cadrul Consiliului Local Orbei în vederea primirii UAT Bărești-Bistrița în calitate de membru în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIP, și implicit modificarea actului constitutiv și statutului acesteia. Ne-au fost comunicate aceste documente, deci hotărârea Consiliului Local Bărești-Bistrița și implicit adresa din partea ADIP-ului. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ADIP, da, așa cum am zis, poartă titulatura, aceasta gestionează tot ceea ce înseamnă apă și canalizare la nivel de județ Bacău. Cu toate proiectele care sunt în derulare, cu toate investițiile care vor avea loc, investițiile care, firește, nici comuna noastră nu este străină, și sperăm într-o perspectivă apropiată ca și transferul, în primul rând, extinderea acestor rețele, creșterea capacităților stocare. Practic, acestea sunt cele două obiective importante care, firește, ne interesează în comunitatea noastră. Și în ultimul rând, în etapa finală, care sperăm să întâmple cât mai repede, să aibă loc acea predare a serviciului de apă și canalizare către operatorul CLAP, care funcționează la nivelul județului Bacău și care el va fi, practic, structura funcțională și de execuție în gestionarea problemelor de apă și canalizare la întregul județ Bacău. Întrucât Unitatea Administrativă Teritorială Bărești-Bistrița nu făcea parte din această structură, noi suntem partea acesteia, împreună cu, cred, undeva la 75 de comune din județul Bacău. Firește că trebuie să ne manifestăm intenția, opțiunea de a primi și pe dânsii alături de noi în cadrul acestei asociații. Voi da citire proiectului de hotărâre privind primirea UAT Bărești-Bistrița în calitate de membru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău ADIP și modificarea actului constitutiv și statutului acesteia. Având în vedere cererea 2372 din 7.06.2021 depusă de UAT Bărești-Bistrița la sediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău ADIP, expunerea de motive a primarului Comunei Orbeni, raportul compartimentului specialitate al viceprimarului Comunei Orbeni, prevede în articolul 13 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, în baza dispozițiilor articolului 129 aliniatul 2, literele B, D, E, ale aliniatului 9, litera A din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57 din 2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, hotărăște. Articolul 1 se aprobă primirea UAT Bărești-Bistrița în calitate de membru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău ADIP. Articolul 2 se modifică actul constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău ADIP în mod corespunzător. Se modifică statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău-ADIP în mod corespunzător. Articolul 4. Se acordă mandat reprezentantului legal să voteze în ședința AGA-ADIP în favoarea aprobării actelor adiționale noi la actul constitutiv și la statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău-ADIP. Prezenta hotărâre va fi comunicată Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău-ADIP, instituției prefectului județului Bacău, persoane nominalizate la articolul 4 și Consiliului Județean Bacău. Cam atât am avut spus despre acest proiect. Dacă sunt discuții pe marginea materialului, supunem la vot punctul 4 al ordinii de zi. Cine este pentru? Se abține. Împotrivă. Deci, cu majoritate, s-a aprobat punctul 4. Domnul secretar. Da, mulțumesc. Trecem la punctul 5 al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de asociere și privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial al persoanei cu handicap inițiator, tot de un primar, Popa Costache. Aveți cuvântul, domnul secretar. Da. Prin adresa 11.562 din 28.06.2021, ne-a fost comunicată hotărârea Consiliului Județean numărul 105 din 25.06.2021, hotărâre care are în vedere stabilirea costurilor medii anuale pentru finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării dreptului copilului și ale persoanei adulte cu handicap pentru anul 2021. Practic, în baza legislației în vigoare, Consiliul Județean Bacău, ca și instituție abilitată, poate stabili costurile maximale
costuri firești alocate fiecărui copil, fiecărui minor sau adult internat în centrele rezidențiale existente pe raza județului Bacău. Centre sunt destul de multe. Cu siguranță despre unele dintre acestea ați auzit și dumneavoastră. Fie că sunt la Răcăciuni, la Voinești, la Comănești, pe raza municipiului Bacău. Astfel, fiecare copil, e adevărat, într-o situație, știu eu, de sănătate precară, deosebită, îi va fi alocată această sumă, sumă care are în vedere atât cazarea, alimentația, tratamentul, medicamentele și, în principiu, plata personalului care are în îngrijire. Din informațiile mele și ale noastre, rămânem, într-adevăr, în continuare cu acele două persoane care au domiciliu pe raza Comunei Urbeni, dar sunt internate în centrul de la Răcăciuni, de boli neuropsihice, și firește vom aprova contractul cu acea contribuție din partea Consiliului Local Urbeni în cuantum de 35%, ca și sumă minimă acceptată, sumă care firește va veni în susținerea contribuției Comunei Urbeni la susținerea cheltuielor cu acei doi, cred că sunt copii, care avem la Răcăciuni. Da, voi da citire proiectului de hotărâre. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap. Având în vedere prevederea articolului 111 aliniatul 1 din legea 272 din 2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, prevederile legii 326 din 2003 privind drepturile de care beneficiază copilul și tinerii ocrotiți de serviciile publice specializate pentru ocrotirea copilului, prevederea articolului 3 din hotărârea de guvern 426 din 2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru servicii sociale, prevederea articolului 90 aliniatul 1 din legea 448 din 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, hotărârea Consiliului Județean Bacău numărul 153 din 28 august 2020 privind stabilirea contribuției consiliilor locale la finanțarea activității de asistență socială în baza costurilor medii anuale pentru persoana cu handicap, hotărârea Consiliului Județean Bacău numărul 105 din 25.06.2021 privind stabilirea costurilor medii anuale pentru finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale persoanei adulte cu handicap pentru anul 2021, adresa Direcției Generale de Protecție a Copilului prin care ne este transmis exemplarul de contract de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap, referatul Comunei Urbeni, raportul compartimentului de specialitate, avizele comisiilor de specialitate și, în ultimul rând, prevederile articolului 129 aliniatul 2 litera B aliniatul 4 litera A, articolul 196 aliniatul 1 litera A și 197 din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57 din 2019 privind codul administrativ, hotărăște. Articolul 1 se aprobă încheierea contractului de asociere între Consiliul Local Urbeni și Consiliul Județean Bacău privind finanțarea activității de asistență socială în baza costurilor medii anuale pentru persoana cu handicap care constituie parte integrantă la prezenta hotărâre. Articolul 2. Se aprobă nivelul contribuției Consiliului Local Urbeni Județul Bacău la valoarea de 35% din cuantumul cheltuielilor efectuate pentru susținerea activității de asistență socială în baza costurilor medii anuale pentru persoana cu handicap. Articolul 3. Se împuternicesc domnul primar Popa Costache și doamna Efim Viorica, contabil, în vederea semnării contractului de asociere. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de executiv. Și în ultimul rând, hotărârea va fi comunicată instituției prefectului județului Bacău, Consiliul Județean Bacău, primarul și contabilul primăriei Comunei Urbeni. Cam atât am avut de spus la acest punct. Dacă doriți să luați cuvântul sau să adăugați ceva, punctul citit. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Sărbăcine cineva? Cu majoritatea de voturi? Trecem la punctul 6 al votului de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HL-ului numărul 26 din 29.11.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunii Urbeni, județul Bacău, de către Consiliul Local Urbeni. Domnul secretar, aveți cuvânt. Voi da citirii materialului aferent acestui punct de pe ordinea de zi. Având în vedere fenomenele hidrometeorologice periculoase din perioada 18.06.2021, în urma deplasării unei comisii numite prin ordinul prefectului numărul 276 din 29.06.2021, care a întocmit procesul verbal, proces verbal comun
da? Atât persoane desemnate din cadrul instituției prefectului, cât și din cadrul, inspectoratului județean pentru situații de urgență. În comuna Orbeni s-a constatat afectarea mai multor străzi în satele Orbeni și Scurta, datorită lipsei lucrărilor de protecție a șanțurilor în zonele cu declivitate accentuată, lucrărilor specifice de drenaj și a consolidărilor locale, fapt care a condus la evacuarea incorectă a apelor pluviale și la apariția cu zone de instabilitate, ce trebuie eliminate odată cu refacerea talunzurilor naturale și îmbunătățirea condițiilor de mediu prin preluarea corespunzătoare a torenților sezonieri de pe versanță. Sectoarele de drum sunt parțial petruite, cu fenomene de burdușiri, înnoroite cu pământ, prezintă zone care, în care stagnează apa din precipitații și au o stare de viabilitate necorespunzătoare. Traseul drumurilor nu este sistematizat corespunzător, platforma părții carosabile a drumurilor nu este definită, patul drumului fiind sub cota sau la cota terenului înconjurător. Situație care determină înzăpezirea repetată pe timpul iernii, nepreluarea eficientă a apelor fluviale deversate datorită șanțurilor existente din pământ, care sunt subdimensionate, colmatate, nedefinite, iar condițiile de descărcare nu fac față debitelor mari din anotimpurilor ploioase. Structura rutieră actuală este impropie traficului auto și circulației pietonilor, aceasta desfășurându-se anevoios în orice anotimp, nefiind asigurată în condiții minime pentru activitatea locuitorilor din zona adiacentă. Fapt care, ferește, influențează negativ situația economică, socială, culturală a locuitorilor din zona respectivă, deservită de drumurile propuse pentru modernizare. Astfel, strada Dos Orbeni, care face legătura între DJ-119D prin extravilanul satului Orbeni cu zona de intravilan locuită de cetățeni ai satului Orbeni, zonă cunoscută cu denumirea, cu toponimul de Dos Orbeni, se confruntă cu același tip de probleme menționate mai sus, aspecte care au fost consemnate în procesul verbal întocmit de reprezentanții celor două instituții care au participat la constatările efectuate. În vederea executării de lucrări pentru îmbunătățirea infrastructurii rutiere, sunt necesare astfel realizarea de investiții atât din surse proprii sau prin implementarea unor proiecte de importanță națională care susțin dezvoltarea regională prin realizarea unor lucrări de infrastructură rutieră, tehnico-utilitară și socio-educativă. În vederea realizării acestui deziderat, strada Dos Orbeni trebuie înscrisă în domeniul public al comunei Orbeni, conform ridicărilor topo-cadastrale efectuate, astfel încât strada Dos Orbeni, care are ca și element de identificare tehnic, da? Este înscrisă sub titulatura de DIE 346, cu o lungime de 441 de metri și o suprafață de 3065 de metri pătrați în intravilan, și cu o lungime de 1163 de metri și o suprafață de 10273 metri pătrați teren extravilan, astfel încât aceasta ajunge la o lungime totală de 1604 metri și o suprafață totală de 13328 metri pătrați. Voi da citire și proiectului de hotărâre. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 26 din 29.11.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Orbeni Județul Bacău de către Consiliul Local Orbeni. Având în vedere expunerea de motive a primarului Comunei Orbeni, raportul compartimentului specialitate, prevederea articolului 3 aliatul 4, articolul 5 aliatul 1 din legea 213 din 1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, corroborate cu prevederile punctului 2, aliniatul 2, litera C, punctul 7, punctul 10, din normele tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, aprobate prin hotărârea Guvernului 548 din 1999, prevederile hotărârii Consiliului Local Orbeni numărul 26 din 29.11.1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor Orbeni, județul Bacău, hotărârea Guvernului 1347 din 27.11.2021, prin care s-a atestat apartenența la domeniul public al județului Bacău a bunurilor cuprinse în inventarul aprobat de către Consiliul Local Orbeni prin hotărârea 26 din 29.11.1999, măsurătorile cadastrale efectuate de SEC GeoPoint Expert SRL, avizul favorabil al Comisiilor Specialitate, în temeiul articolului 196 aliniatul 1 litera A, aliniatul 1 litera A din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57 din 2019 privind codul administrativ, hotărăște. Articolul 1. Se aprobă modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 26 din 29.11.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Orbeni Județul Bacău de către Consiliul Local Orbeni, în sensul că se înscrie la poziția 159, poziția 9, rubrica 1, cod de clasificare 162, denumirea bunului DE 346, rubrica 3, elementul de identificare
sat Orbeni, strada Dos Orbeni, comuna Orbeni, județul Bacău, lungime totală 1604 metri liniari și suprafață totală 13.338 metri pătrați, din care 441 metri liniari cu suprafața aferentă de 3.065 metri pătrați în intravilan și 1.163 metri liniari cu suprafață aferentă de 10.273 metri pătrați extravilan. Ca și an al dobândirii, am scris anul 1979, motivat de faptul că la nivelul anului respectiv, atunci a fost realizată cadastrarea, întreaga cadastrarea țării, și implicit atunci s-au atribuit aceste indicativi cunoscute și dumneavoastră, tarlale, parcelii, implicit indicatorii acordați drumurilor sau altor imobili cu alte categorii de folosință. Articolul 2. Se aprobă anexa care constituie parte integrantă la prezenta hotărâre. Această anexă vine și descrie, practic, înscrie în ea toate aceste elemente de factură tehnică care le-am dat citire, lungimi, suprafață totală, suprafață în intravilan, suprafață în extravilan. Articolul 3. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de primarul Comunei Orbeni, județul Bacău, care este împuternicit să procedeze la 1. Parcurgerea demersurilor necesare în vederea actualizării datelor aferente imobilului descris la articolul 1 din prezenta hotărâre în conformitate cu constatările faptice în inventarul domeniului public. 2. Parcurgerea demersurilor necesare în vederea întocmirii cărții funciare pentru imobil o lungime totală de 1604 metri liniari și o suprafață totală de 13.338 metri pătrați pentru proprietarul UAT Orbeni, județul Bacău, menționat la articolul 1. Prezenta hotărâre va fi transmisă în instituție prefectului județul Bacău, primarul Comunei Orbeni, prin grija secretarului Comunei Orbeni, județul Bacău. Cam atât am avut de spus. Mulțumim, domnule secretar. Dragi colegi, la punctul acesta se poate discuta. Pe toți ne cuprinde exact ulițele noastre. Doar câteva cuvinte ar dori să spune, pentru că locuiesc în Dos Orbeni. Domnule primar, este totalizat suprafața care ar trebui rezolvată, dar sunt mai multe probleme. Apa, fiind un drum de coastă, apa trece cu viteză. Trebuie să făcute niște podețe, deci cam vreo 4 la număr în totul. Ca să poată să ia din portal apă pe din subideză, să o ducă și să facem loc să ducă la apă. Cam atât am avut de spus. Dacă doriți să spuneți, să luați cuvântul, imaginea materialului, dacă nu, să punem la vot. Deci așa cum rezolvă din material, noi avem intenția și am mai discutat problema asta și când am aprobat bugetul local, strada asta Dos Orbeni face parte din prioritățile noastre. Partea cu șanțurile, cu podurile și cu astea rămâne în grija firește și a noastră și a celor care sunt, din punct de vedere tehnic, abilitați ca să dea o soluție în momentul în care proiectul ăsta va prinde viață. Deocamdată îl intabulăm, aprobăm să intre în patrimoniul UAT Orbeni. El, în paralel cu discuția asta, deja sunt demersuri ca documentația aferentă să aibă loc și cu siguranță se vor găsi soluții tehnice ca drumul să fie consolidat și apărat de viiturile de apă care vin și torenții care vin din partea de sus a dealului. E un drum destul de important pentru dumneavoastră acolo. Pentru toată lumea și pentru cei care se duc la câmp și pentru cei care locuiesc în zona. Și avem toată grija ca lucrurile astea să... Ați observat că și după inundații s-au intervenit. Am fost și împreună, și cu colegii, și cu domnul viceprimar, și cu tirajele din zonă. Am adus și autogredul, nu au făcut față cu excavatorul, ca totuși dumneavoastră să circulați în condiții de siguranță, ca drumul să nu fie blocat. Că și DG-119, ca de altfel și drumul ăsta, erau pline de mocirlă, de apă și de toate alea. Pentru că tot ce s-au venit pe versantul din stânga au traversat în viteză drumul și au ajuns și în drumul județean și drumul Vladu Chiriță și așa mai departe. Dar în momentul de față eu cred că se circulă în condiții bune, da, nu niciun fel de probleme. O să mai intervenim și în zilele următoare pe ele, pe câteva străzi unde ni s-au alocat, așa cum ați observat, din fondul de rezervă al Guvernului, o sumă de bani, ca într-o oarecare măsură să acoperim ceea ce ploaie o stricare. Și să facem așa fel încât, prin măsurile cu care intervenim acolo, să și prevenim pe viitor anumite calamități, dacă vor mai avea loc. Vedeți ce se întâmplă. 6 ani, am văzut cât de periculoase au venit
ploaia și dacă ne-am uitat un pic dimineață pe drumul, se simte. Cu toate șanturile care sunt făcute pe Orbeni, cel puțin, cred că în procent de 90% am realizat, am executat șanturi, atât pe drumul principal și cât pe străzile adiacente. Mai avem scurtă, începem și cred că săptămâna viitoare începem și în scurtă, tot din dorința de a proteja drumurile și oamenii și casele și tot ce se mai întâmplă în jur. Da, sperăm să reușim. Mulțumim, domnul primar. Să trecem la vot. Aș vrea să mai intervin. Da, da, poftim. Mai iau în atenție discuția cu canalul de secare la zona de Roaia. Tot fiind asemănător cu aceeași problemă din cadrul. Da, e în lucru și acum încercăm să găsim o soluție și cu cei de la ANIF și cu cei care se văd. Aveți un răspuns? Este proprietatea ANIF-ului sau... Răspunsul încă nu e la modul cert, nu. Nu clarifică treaba. Suntem încă în discuții cu cei de acolo. E o problemă. E o problemă. Dar să sperăm că vorbesc, vom găsi soluții la toate. La toate problemele care fac. Dar e o problemă dispusă. Trebuie dispusă ca să ne fie inundațiilor. Trebuie culturi mai ales. Canalele înfundate, terenul de asemenea calitate încât nu permite filtrarea apei, să plece acolo. Dar vom vedea. O contribuție mare au și fermierii din zonă care au acoperit și șantul și canalul, tot din dorința de a crește suprafața apei. Și toate astea se întorc tot împotriva noastră. Știm bine lucrurile. Mai peste tot așa, nu mai întorc. Dacă te duci în zona de Vlamnic și alte, cate, în alte tarlane, șanțurile sunt pline de culturi. O cam dispărut. Noi acum încercăm să facem o documentație ca să înregistrăm în domeniul public, în cazul în care ANIF-ul și amâna după ele, tot ceea ce înseamnă canalele care au fost cândva. De când? Da, toate canalele care au fost și nu mai există, că ajutau foarte mult. Preluau apele, preluau toate cantitățile de apă când erau peste măsura normală. Și tot cu gând că poate în timp și spațiu vom beneficia, dacă ne introducem astăzi în inventarul UAT-ului, de alte investiții care vor ajuta pe timp de secetă fermierii din zonă. Să putem folosi canalele alea ca sisteme pentru vederea sistemului de dezvoltare, sistemul de irigație. Că dacă noi nu avem grijă acum și facem planul de parcelare, cadastru sistematic sau uităm de ele și devin proprietăți private, mâine, poimile, când o să dorim să dezvoltăm sistemele de irigație, nu o să avem teren unde să amplasăm astfel de canal. Tocmai asta eu am observat în atenție foarte... Știu, e în atenție, o discutăm ori de câte ori iese nevoie, încercăm împreună, dacă ANIF-ul o să dea un răspuns care o să ne pună în imposibilitatea de a face ceva investiție acolo, să găsim o altă soluție la nivel de UAT, de Consiliul Local. Mai sunt discuții. Dacă nu, trecem la vot. Cine este de acord cu punctul 6 al ordinii de zi? Deci împotrivă, s-a abținut cineva? Deci cu majoritatea de voturi s-a trecut punctul 6. Trecem la punctul 7 al ordinii de zi, ultimul punct. Proiect de hotărâre privind încheierea contractului de constituire a dreptului de uz și servitude pe proprietate publică privată în vederea instalării, întreținerii, locuirii sau mutării rețelelor publice de comunicații electronice sau elementelor de infrastructură necesare susținerea acestora cu SC Orange România, ESA, în vederea realizării lucrării, constituirea rețea fixă de telecomunicații FIT Orange, asupra terenului de suprafață 627 metri pătrați, situat în intravilanul și extravilanul Comunii Orbeni, și accesul la 23.897 metri liniar, traseu fibră optică aerian. Da, o să rog, domnul secretar. Domnul secretar, aveți cuvânt. Prin cererea adresată primăriei Comunii Orbeni, de către proiectantul acestei lucrări, cerește acesta a încheiat un contract de proiectare cu beneficiarul final, Orange România. Astfel, ne-a fost solicitat acordul pentru instalarea pe raza UAT Orbeni a unui traseu de fibră optică aparținând Orange României S.A. în cadrul unui proiect de dezvoltare a rețelei de date și voce.
Conform certificatului de urbanism numărul 10 din 2020 a proiectului, traseul rețelei de fibră optică pe domeniul public administrat de către Consiliul Local al UAT Urbeni are următoarele caracteristici. Lungimea traseului aerian de fibră optică în zona UAT Urbeni este de 25.409 metri, aeriană sunt 23.897 metri, subteran 1.512 metri. Lucrarea implică montarea unui număr de 11 stâlpi, o suprafață ocupată de 11 metri pătrați și camerete de proiectare, 6 bucăți, suprafață ocupată 1 metru pătrat în fiecare, deci 6 metri pătrați. De asemenea, dânșii ne solicită încheierea unui contract de acces conform legii infrastructurii rețelelor de comunicații, legea 159-2016, care suferită o modificare, o completare prin decizia președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, numărul 997-2018, privind tarifele maximale care pot fi percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilii proprietate publică. Ferește că la solicitarea depusă, care am aici, dânșii au anexat toate avizile care le au, în primul rând avizul del gazului, pentru faptul că sunt proprietarii rețelei în continuare. Legislația depusă, din dorința de a justifica, practic, tarifele la care dânșii, ferește, în primul rând, legislația face trimiterii, chiar și decizia președintelui ANCOM, de la vremea respectivă, cu anexa care prevede absolut toate tarifele pentru toate zonele posibile de traversat din mediul rural, urban, zonii construite, deasupra clădirilor, sub clădiri, zonii pietruite, asfaltate, în ambriza drumului, oriunde în altă parte, modelul de contract aprobat prin legislația în vigoare, legislația în vigoare toată, și nu în ultimul rând, absolut tot ceea ce implică, ca și elemente constructive, ceea ce dânșii vor pune în operatorul, pe tot traseul rețelelor dânșii, harta cu tot traseul, toată zona parcursă, atât în satul Orbeni, satul Scurta și implicit zona despre care am vorbit mai devreme, dus Orbeniului. Da, ce să vă zic? Dau citire proiectului de hotărâri privind aprobarea instituirii cu titlu gratuit a dreptului de uși de servicii din favoarea SCE Orange România asupra unei suprafețe de 627 metri pătrați teren situat în intravilană și extravilană comunei Orbeni și accesul la suprafața de 23.897 metri pătrați metri liniar, traseu fibru optic aerian. Având în vedere cererea depusă de SCE Orange România SA, prin care solicită acordarea dreptului de uși de servitute asupra suprafeții de 17 metri pătrați, ocupată de 17 stâlpi proiectați, suprafața de 6 metri pătrați, ocupată de 6 bucăți camerete proiectate, suprafața de 64,80 metri pătrați, ocupată de traseul de fibră optică subteran, accesul la 23.897 metri liniar traseu de fibră optică aerian, proiectul care îl are ca beneficiar pe SCE Orange România S.A. în cadrul proiectului cu titulatura construire rețea fixă de telecomunicații FTH, Orange și expunerea de motive a primarului Comunei Orbeni, raportul de specialitate, avizul favorabil al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local Orbeni, articolul 17 din legea 213/1998, privind proprietatea publică și regimul acesteia, cu modificări și completări ulterioare, prevederile legii 159/2016, din decizia ANCOM 997 din 2018, așa, privind tarifele maximale care pot fi percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobile proprietate publică, prevede articolul 140 alineatul 1, 3, articolul 196 alineatul 1, litera A, 197 alineatul 1 și 243 alineatul 1 din ordonanța de urgență a Guvernului 57 din 2019 privind codul administrativ, în baza dispozitivului articolul 129 aliniatul 2 litera C, aliniatul 6 litera A, 139 aliniatul 3 litera G și aliniatul 6 din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57 în 2019 privind codul administrativ, hotărăște. Se aprobă dreptul de uși și servitute în favoarea SCE Orange România cu titlu gratuit pe durata realizării lucrurilor necesare asupra suprafeței de 17 metri pătrați ocupate de 17 bucăți stâlpi proiectați, 6 metri pătrați ocupată de 6 bucăți camerete proiectate, suprafața de 64,80 metri pătrați ocupată de traseul de fibră optică subteran și accesul la cei 23.897 metri liniari traseul de fibră optică aerian.
Amplasamentul are adresa intravilanul și extravilanul Comunii Urbeni Județul Bacău. Este delimitat conform planului de situații scara 1 la 1000, anexă la prezenta, parte integrantă chiar din prezenta hotărârii. Instituirea dreptului de uz și de servitute se face în favoarea executării lucrării construire rețea de fibră de, fixă de telecomunicații FTH Orange. Articolul 2. Se aprobă contractul cadrul de constituire a dreptului de uz și de servitute conform anexei 2, parte integrantă din prezenta hotărârii. Articolul 3. După executarea lucrărilor, terenurile ocupate vor fi aduse la stare inițială prin grija constructorului. Executarea, exercitarea dreptului de uz și servitute asupra terenului afectat de rețele de comunicații electronice se realizează pe toată durata existenței construcției. Prezenta hotărârii va fi comunicată primarului Comunei Urbene 10 Orange în România, instituției prefectului județului Bacău și va fi adusă la conștiință publică în condiții de lege. Cam atât am spus. Discuții pe marginea materialului. Domnul. Atât în satele Scurta cât și Orbeni, va fi paralelă. Deci partea din ea, partea aeriană, va fi aceeași cu rețeaua existentă, stâlpi de iluminat. Ei au avizul celor de la Delgaz, l-au și depus aici. Delgazul le-a impus, chiar vom la el, le-a impus înlocuirea unui număr de stâlpi. Deci a zis așa, au fost analizați un număr de 792 de stâlpi pe care se poate monta fibra optică, doar pe 692 din rețeaua existentă, un număr de 13 stâlpi pe care se montează fibra optică, lucru care se poate face doar după îndreptarea acestora sau înlocuirea lor, și au identificat un număr de 100 de stâlpi care nu permit montarea, din vari motive, și atunci ei vor veni cu alte soluții tehnice. Unii stâlpi vor fi modificați datorită faptului că sunt degradați, alții vor fi îndreptați pentru că sunt cum sunt, alții vor fi înlocuiți cu stâlpi de o altă dimensiune care să suporte și fibra optică a dânșilor sau eventual alte echipamente, cum sunt acele 6 cutii care pot să le montezi. Deci lucrarea acoperă toată comuna Orbeni și are în vedere, în primul rând, rețeaua rutieră, ca să zic așa. Deci, practic, stâlpii de energie existență, în urmarea și întindere. Altcineva? Dacă nu se pune la vot, ultimul punct. Cine este pentru? Depinde să atunci cineva cum are răzare de frate din așa punctul 7. Având în vedere că am terminat ordinea de zi, ședința noastră s-a terminat. Vă mulțumim pentru participare.